Incident aviatic grav deasupra Mării Negre, în apropiere de România. Un avion de vânătoare rusesc a șicanat o aeronavă poloneză. Echipajul polonez, care efectua o misiune de patrulare sub egida Frontex, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul Cogălnicianu. Incidentul vine după ce, în urmă cu 2 luni, rușii au doborât o dronă americană tot în Marea Neagră. Avionul hărțuit de ruși este un L-410 Turbolet. Aparatul de zbor are o vechime de peste 50 de ani și efectua o misiune de rutină în Marea Neagră sub egida Frontex. Manevrele agresive făcute de piloții ruși au fost aproape să provoace prăbușirea avionului polonez. Potrivit MAPN, forțele aeriene române și forțele aeriene spaniole erau pregătite să intervină cu avioane de luptă. Însă polonezii au reușit să aterizeze în siguranță pe aeroportul din Cogălnicianu. Manevrele agresive și periculoase executate în mod repetat de aeronava de luptă a Federației Ruse în apropierea aeronavei poloneze au generat un nivel ridicat de turbulențe și dificultăți majore în controlul acesteia. Echipajul din Polonia a acționat cu calm și profesionalism în situația creată în mod irresponsabil de către pilotul rus, reușind să redreseze avionul după pierderea inițială de altitudine cauzată de manevrele aeronavei Suhoi 35, reușind să aterizeze în siguranță pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Potrivit ministerului, autoritățile române se află în contact cu Frontex și cu autoritățile poloneze pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui incident. Incidentul vine după ce, în urmă cu 2 luni, un alt suhoi rusesc a provocat prăbușirea unei drone americane de tip MQ-9 Reaper deasupra Mării Negre. Și discutăm despre acest caz cu Radu Tudor, realizator Antena 3 CNN și analist militar. Bună dimineața, Radu, și mulțumim foarte mult pentru intervenție. Cum poate fi interpretat acest incident și această șicanare cu aeronava poloneză? Din punctul meu de vedere, este un incident extrem de periculos. În ultimii ani au avut loc sute de astfel de incidente în acvatoriul Mării Negre. Noi am ridicat serviciul de poliție aeriană și am alertat aeronavele noastre pentru toate aceste provocări lansate de Rusia. Această țară transformă bazinul Mării Negre într-o scenă de război. Și comportamentul acesta agresiv și neprofesionist este unul intenționat, nu este accidental. Dovadă și filmările pe care le-ați invocat în legătură cu doborârea dronei MQ-9 Reaper. Ceea ce vedem acum este o continuare a acestui comportament extrem de agresiv. Noi trebuie să fim avertizați că Rusia caută cu orice chip o provocare militară la adresa NATO. Putin este obsedat de războiul împotriva Occidentului. De când a început invazia asupra Ucrainei, vorbește săptămânal despre un conflict militar cu Occidentul. Numai târziu de acum 2 zile, ministrul adjunct de externe al Federației Ruse a spus că SUA și Rusia se apropie puternic de un conflict militar deschis. Nimeni din Occident, nimeni din NATO nu vrea război cu Rusia. În schimb, Rusia își dorește cu disperare un conflict cu NATO și încearcă să ne provoace în fiecare zi. Noi trebuie să fim avertizați, să fim foarte calmi, foarte echilibrați, dar în egală măsură să punem la punct Federația Rusă cu toate instrumentele legale pe care le avem la dispoziție. Radu, ultima întrebare. Crezi că autoritățile din țara noastră ar trebui să fie în alertă, să se îngrijoreze în urma acestui incident? Cum spuneai și tu, nu vorbim de un accident. Autoritățile noastre sunt în alertă permanentă. Serviciul acesta de poliție aeriană, care se efectuează cu aeronave militare românești și cu aeronavele militare ale aliaților noștri din NATO, funcționează de ani de zile, 24 din 24. Orice incident apare în spațiul aerian românesc sau în proximitatea spațiului aerian românesc, centrul NATO de la Torrejón dă alerta, se ridică aeronavele românești și ale aliaților noștri din NATO, care sunt la Cogălnicianu, care sunt la Borcea, care sunt pe alte baze aeriene, și descurajează acest comportament agresiv al Rusiei prin prezența noastră, prin serviciul de poliție aeriană. Noi suntem 24 din 24 alertați. Problema este că aceste incidente sunt din ce în ce mai numeroase și asta indică o dorință a Rusiei de a provoca NATO
de a genera un conflict, de a genera un incident, în primul rând pentru a transmite populației Federației Ruse cum că Putin se luptă de fapt cu NATO și nu cu Ucraina, și în al doilea rând să justifice o stare de război care i-ar salva pielea lui Putin pentru alegerile care vin.